Niciun fel de probleme n-am întâmpinat. Pentru înregistrarea unei întreprinderi individuale. Doamnele au fost foarte amabile și m-au ajutat cu informații. Eu n-am fost ieri ca să aștept sau așa. Astăzi am venit la ghișeu să rezolv întotdeauna. Noi avem zi programată. Pe data de 5, primăria noastră. Nu, niciodată. Astăzi nu. Singurele probleme care mai apar sunt la depunerea declarațiilor online. Contribuabilii trebuie să acceseze de mai multe ori site-ul de administrare a unității pentru a avea succes. În urma unei decizii a Ministerului Finanțelor, unitatea din orașul Murgene a fost închisă. Cei 9 salariați au fost transferați la administrația din Bârlad. Activitatea cu publicul a fost reluată la toate ghișeele administrațiilor financiare din județ, cu excepția Administrației Finanțelor Publice Murgeni, care a fost închisă definitiv. Contribuabilii din Murgen se văd astfel nevoiți să străbată aproape 30 de kilometri până la Bârlad pentru a-și rezolva problemele.